târziu. Uitați-vă, este o surpriză pentru dumneavoastră. După cum înțelegeți, da? Da. De la cine vine surpriză? De la tăței mei, cred. Vă las să citiți de pe tortă. Wow, de la sus. Da, vă rog, torta e pentru dumneavoastră. Mulțumesc. Acest coș cu dulciuri este tot pentru dumneavoastră. Îl pun jos aici. Acest buchet de flori v-a ajutat. Foarte și el toată. Pica dumneavoastră este tot pentru dumneavoastră. Și la fel este dedicat dumneavoastră un mesaj dacă îmi dați voie să-i dăm citire. Da. Cum v-am iasă-ți? Astăzi este o zi specială, ziua ta. Te iubesc ascuns de mult și îți mulțumesc pentru tot ce faci pentru mine. Ești o femeie perfectă, o prietenă unic și sufletul meu pereche. Mulțumesc lui Dumnezeu în fiecare zi de faptul că mi te-a adus la casă. Mă rog mereu să fii sănătoasă, cu bună dispoziție și fără grijă. Vreau să te distrezi azi și să înțelegi cât de specială ești. Te iubesc și îmi pare rău că nu sunt alături în aceste momente, dar fii sigură că vom recupera. La mulți ani fericiți alături de mine și cu pelașii noștri. Mulțumesc mult! Este mesajul destul de frumos. V-au dat la cuvile. Cred că îi duceți două rău. Sigur. Și îi iubiți foarte mult după cum vă iubește și toți nevastră pe mine. Mulțumesc și mult! Este momentul când nevastră o să-i lăsați un mesaj soțului nevastră. Eu o să vă ajut. Scumpul meu soț, și eu te iubesc mult și țin la tine tare mult. Și îți mulțumesc mult, mult pentru surpriza pe care mi-ai făcut-o, pe neașteptate. Ești foarte mult. Pentru mine. Cele felicitări pentru dumneavoastră. Să aveți așa un soț iubitor mereu. Acești copilași să vă fie sănătoși. O revedere cât mai curând cu soțul dumneavoastră. Să aveți o familie fericită împreună. Ce v-a spus în plan să primească. Asta e cel mai important. La mulți ani să ne fiți sănătoase împreună cu toată familia dumneavoastră. Mulțumesc tare. Cu mult drag pentru dumneavoastră. Mulțumim mult.